Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Necenzurat. Ne-am propus și în această seară să discutăm despre problemele din administrație, să discutăm ce se mai întâmplă din punct de vedere economic în mediul rural sălăjan. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru din această seară este primarul Comunei Chești, domnul Ioan Cătană. Bună seara, domnule primar, bine ați revenit în emisiunea noastră. Bună seara, domnule Lungu. Știu, domnule primar, că ați fost foarte mulți ani unul dintre oamenii cei mai activi în agricultura sălăjană. Asta înainte de a intra în administrația publică locală. Vreau să începem prin a discuta oarecum un subiect politico-economic, să nu discutăm din plin despre comuna pe care dumneavoastră o reprezentați, având în vedere că sunteți și politician, printre altele, nu doar primar. Este o adevărată nebunie și o isterie mai degrabă ce se întâmplă la nivel național cu această calitate îndoielnică, cu ghilimele de rigoare, a unor produse românești. Având în vedere că aveți experiență în agricultură, care este opinia noastră vis-a-vis de acest subiect? Mâncăm niște produse românești de calitate îndoielnică sau e doar un joc al unora pentru a-și vinde produsele pe piața noastră? Mă refer la produse de import. Domnule Lungu, răspunsul l-ați dat deja dumneavoastră. Sigur că eu am lucrat în agricultură și am condus o cooperativă agricolă de producție nu tocmai mică, unde aveam și sector zootehnic și sector vegetal. Și nici mai mult, nici mai puțin, e cât vreo 14 ani, la vârsta de 26 de ani, deja eram președinte de CEAPE. Ceea ce se întâmplă acum cu produsele agroalimentare românești este o bătaie de joc la adresa României. Pentru că nu că laptele, de exemplu, să vorbim despre lapte, laptele nu este comestibil, nu este bun pentru consumul populației, ba dimpotrivă se dorește acest lucru ca să nu se folosească laptele nostru, ca să se aducă lapte din afară. Cu mult vreau să vă spun că laptele și orice produs adus din afară este mai puțin bun de consum decât produsele românești. Chiar dacă ne referim nu numai la lapte sau la carne, ne referim și la legume. Legumele românești, roșii, castraveți, ardei, ceapă, usturoi, sunt cu mult mai bune decât cele aduse din afară. Poate că nu sunt chiar atât de mari, dar sunt... Nu sunt chiar atât de mari, dar nu sunt nici injectate cu tot felul de substanțe pentru a fi păstrate luni de zile pe rafturi în supermarketuri, pentru că o legumă proaspătă nu o poți să o ții într-un euromarket pe timp de vară luni întregi. Aia după 2-3 zile, o săptămână se strică. Ceea ce denotă faptul că produsele din țară sunt, cum v-am spus, cu mult mai bune decât cele aduse din afară. Laptele românesc este un lapte proaspăt, este un lapte bun de consum, atât pentru adulți cât și pentru copii. Ceea ce se observă la televizor, vă spun sincer, nu este o bucurie, nu știu cum de acceptă. Mă refer aici la organele superioare, Ministerul Agriculturii, știu eu, chiar Ministerul de Externe și alte ministere, ca să fim tocmai noi cei care, așa cum de fapt se întâmplă de fiecare dată, să fim cei care am fi vinovați pentru faptul că nu avem grijă de propriul nostru popor. Nu este adevărat, este un joc politic internațional acest lucru. Discutam zilele trecute cu reprezentanța ai crescătorilor de animale din județ, care îmi spuneau că, evident, foarte mulți jucători comerciali de pe piața europeană au ajuns în momentul în care trebuie să tragă linie pentru că nu prea mai au unde să vândă. Și atunci ce se întâmplă? Încep să lovească în stânga și în dreapta, în speranța că vor găsi o piață unde să injecteze și mai multe produse. Întotdeauna sfoara se rupe sau ața se rupe unde este mai slabă. Da, sigur, adevărat. Că noi, fiind o țară mai vulnerabilă în Uniunea Europeană, noi și bulgarii, dar mai mult noi, toți se agață de noi ca și cum noi am fi singurii vinovați și că noi am fi cei care nu știm ce avem de a face în țara noastră. Vreau să vă spun că și înainte de 90, produsele agroalimentare și carne, ouă, brânzeturi, lapte și așa mai departe, legume, erau foarte, foarte bine pregătite pentru consum. Eu știu că am lucrat în domeniu și am lucrat... Aveam un complex de creștere a berbecuților de peste 30.000 de capete, unde avem exporturi cu vreo 6 țări arabe pentru a exporta acești berbecuți, dar se mai tăiau și la intern. Vreau să vă spun că nici atunci, nici de cum acum, când suntem în țară membra Uniunii Europene, nu ne permiteam ca să livrăm spre industria cărnii animale moarte decât cele care erau sacrificate așa cum se cerea. Animalele moarte erau duse la puțul sec, valorificam decât pieile,
nu știu cum de acum se întâmplă ceea ce auzim întâmplă pe toate posturile de televiziune, prin presă și așa mai departe. Oricum, sărajul din fericire, știu că încă mai este un important exportator de carne de miel în țările arabe, în Siria, dar știu că, din păcate, producătorii se plâng acum pentru că acolo sunt conflicte armate, știm cu tot acest lucru și pe fondul acestor conflicte militare au început să scadă și exporturile. De asemenea, am auzit că s-a redeschis acel abator de ovine din Hereclan și că urmează să fie exportată o importantă cantitate de carne de miel în Italia. Asta este bine, până la urmă, pentru că vin niște bani încoace. Da, am auzit și eu că se vor exporta în Italia un număr foarte mare de berbecuți, de miei, tineri. Sigur că este un lucru bun pentru că aduc bani în țară, dar vreau să vă spun că și aici ar trebui să ne organizăm sub alt aspect, ca să popularizăm în rândul crescătorilor de ovine acest lucru și, într-adevăr, cei care se chinuie să-și crească ovinele, vorbind de miei, să fie conștientizați de acest lucru și să aibă posibilitatea să-și valorifice acești berbecuți. Pentru că am înțeles că prețul per kilogram e dublu sau chiar triplu față de cum l-ai vinde la intern. Este un lucru bun. Eu vreau să vă spun că la noi în Chiești, de exemplu, eu am vândut din terenul puțin pe care îl am, că nu am mult teren arabil sau agricol, dar am vândut o suprafață de 2 hectare unui investitor ca să poată să acceseze un proiect pentru creșterea și îngrășarea porcilor într-o zonă favorabilă pentru construcție. Lucrul acesta s-a întâmplat nu numai vânzarea, ci și construcția obiectivului. Deja complexul este populat și va avea o capacitate de îngrășare, creștere și îngrășare anuală de 2500 de capete de porci. Cu această ocazie vreau să vă spun că am căutat să rezolv nu numai un singur obiectiv, ci chiar 2 sau 3. Păi vor fi locuri de muncă acolo, da, așa puține, probabil cât vor fi ele, dar... decât atât, acest investitor, căruia nu-i dau numele, a cumpărat și a arendat o suprafață de peste 6 de hectare de teren arabil, care la această dată este o parte din el însămânțat cu culturi de toamnă, iar o parte va fi însămânțat cu culturi de primăvară. Este un lucru îmbucurător, mă gândesc, în condițiile în care știm cu toții că... Și fac acest lucru pentru că cred și sunt convins că numai noi, sau în primul rând noi, trebuie să fim aceia care să ne producem hrana noastră pentru acest popor la nivel de județ sau chiar la nivel național. Nu știu când vom ajunge la o asemenea performanță, dar ar fi foarte bine, pentru că să știe că pământul, terenul arabil a României produce produse de tot felul, inclusiv are posibilitatea de îngrășare a unui mare număr de animale pentru sacrificare, care ar putea să hrănească nu 20 sau 22 de milioane de locuitori, ci chiar și triplu sau mai mult. Dar cu toate acestea, domnule primar, vedeți că avem terenuri și facem oarecum o paralelă, care stau pline, domnule primar, de mărăcini. Nu se uită nimeni la ele. Dacă mergem într-o comună, nu știu, nici n-ar vrea să vă dau niciun exemplu de comună și întrebăm cât e prețul la hectar, o să avem poate o surpriză, că e foarte mic prețul. Domnul Lungu, faptul că se acordă aceste subvenții pe suprafață nu este un lucru bun. Eu vreau să vă spun că țăranul român, proprietarul de teren... O să vă atrageți replici la ceea ce a spus. Da. Adică acum trag replici. O să vă atrageți replici negative, adică o să zică lumea, domnule... Nu, mi-e frică de replici negative. Eu vreau să spun că această subvenție nu este binevenită, pentru că prin ceea ce se întâmplă astăzi și ce s-a întâmplat de ani buni de zile încoace, nu este o rezolvare pentru a determina proprietarii de terenuri să muncească, să se asocieze, să muncească, să producă, pentru că dacă nu muncești, n-ai de unde să produci. Mai mult decât atât, eu chiar doresc să propun într-o întâlnire cu reprezentanții Direcției Agricole ca toți cei care beneficiază de subvenții pe suprafață să fie verificați și să fie trași la răspundere.
Pentru că dacă nu ne asociem, dacă cei care doresc și au posibilitate financiară, pentru că încă mai sunt în România oameni care se pricep la agricultură, oameni care dispun de sume și care chiar vreau să facă performanță în agricultură, ălora trebuie să le acordăm sprijinul total pentru a se putea asocia sau a putea prelua teren de la cei care au în proprietate și a produce ceva, indiferent ce. Totul trece în țara noastră, de la furaje, grosiere, perene, cereale, carne, lapte, brânză și așa mai departe. Nu există produs ca să nu poată fi valorificat în țara românească. Nu există. Știți care e marea problemă, domnule primar? Statul dă bani, acele subvenții la suprafață, da? Pentru a stimula agricultura. Ce se întâmplă? Vine fermierul, nu vreau să generalizez, că oricum ne va înjura lumea probabil, dar asta e mai puțin important, și dă foc vegetație uscată și spune, domnule, mi-am igienizat terenul, ia vină tu și dă-mi mie bani. Ori toată lumea spune mai nou, domnule, statul a trebuit să dea bani pentru acele terenuri să producă. Ori acele terenuri, domnule primar, nu produc nimic. Deci, practic, se dă bani pentru nimic, din punctul meu de vedere, și mi-asum declarația. Și eu mi-asum și vreau să vă spun că nici măsura care probabil urmează să fie luată de către Ministerul Agriculturii cu acea impozitare a unor fermieri, zis așa fermieri, pentru că avem puțini în țară, care au o suprafață mai mare de, sau produc o cantitate mai mare de produse agricole, au un număr de nu știu câte oi care depășesc cu număr de animale, așa, da, de 50 de ovine, caprini și așa mai departe, să fie impozitați. De ce? Pentru că ăștia trebuie să fie ajutați prin impozitarea lor. Deci eu dacă țin în gospodărie 3 vaci și mai vreau să țin încă 2 ca să produc lapte, să produc brânză, să valorific, de ce să fiu impozitat? De ce nu vine statul să mă ajute? Pentru că am intenție de a crește efectivul de animale, nu să vină statul să mă stopeze din ceea ce vreau să fac. Bun, acum, și să spune așa, domnule, nu mai sunt 51 de oi, sunt numai 49, că dacă sunt 51 vine statul și mă impozitează cu nu știu cât pe bucată sau... Economiștii probabil că vă vor contrazice, pentru că ei consideră că având, știu, 4 vaci, deja activitatea aducătoare de venit, pentru că laptele probabil merge la un procesator Lungu, și atunci... Nu spun că nu e aducătoare de venit faptul că ai 4 vaci. Da, ai ale 4 vaci, nu mai e un alt loc de muncă și ăla care are 4 vaci, mai are și o soție, mai are și un copil, 2, 3, 4, care se întrețin din cele 4 vaci, că nu au altă sursă de venit, și valorifică lapte, chiar dacă valorifici pe plan intern, în sat, în comună, totuși ai mai ajutat o familie, 2, 3, 5, ceea ce e un lucru bun. Deci impozitând, luând sau stopând... Bine, probabil că va fi o descurajare acestui pe moment. Nu, eu nu văd lucrurile. Eu le văd cum le văd eu, pentru că pe mine nu mă poate convinge nimeni, pentru că am lucrat și știu ce înseamnă să lucrez în agricultură. Apropo de asta, să ne oprim la Comuna Chiejd. Aveți acolo localnici care mai cresc animale, care mai fac agricultură? Pentru că, de obicei, în satul din județul Sălaj, să știți că avem o situație oarecum macabră, cu ghilimele de rigoare, în sensul în care, pe lângă că sunt oameni din ce în ce mai puțin, animalele sau aproape au dispărut. Știți care e problema la noi? Problema la noi e în felul următor. Sunt mai mulți crescători de ovine decât crescători de bovine. Deci s-o cam inversat lucrurile începând din 90 și ceva încoace. Sigur că crescătorii de ovine sunt care au 500 de oi, sunt care au 1000 de oi. Ăia nu prea lucrează terenul, cu toate că au arendat sau pentru pașiști. Cumpărat, îl sunt pentru pășunat, pentru că asta e, la oaie trebuie să pășuneze. Bovinele, în schimb, sunt mai puține decât ovinele, sunt mai puține cu multul. La nivel local, să zic așa, la nivel de comună, nu avem în jur de 100-150 de bovine, când înainte era în jur de, știu eu, 700-800. Dar lucru bun e că au crescut efectivul de ovine și cât mai mulți locuitori, să zic așa, își cumpără oi și încearcă să le crească. Sigur că lucru negativ e că noi nu putem să punem la dispoziție din pășunie comunală mai mare suprafață decât ceea ce avem. Pentru ce există. Ceea ce există, aia e. Dar în limita posibilităților încercăm să-i ajutăm, pentru că sunt oamenii noștri și avem... Trebuie să aveți grijă de ei. Avem și interesul și obligația, limita posibilităților să le fim alături. Și acum, ca să lăsăm la o parte agricultura și să intrăm în problemele administrative,
se anunță a fi un an tare dificil, domnule primar. Nu doar din punct de vedere politic, se vorbește de mult de politică, ci și economic. Faptul că sunt bani puțini, faptul că nu ajung, faptul că e nevoie de mai multe fonduri. Ni se atrage atenția că ar trebui, ca țară mă refer, să atragem mai multe fonduri europene pentru a utiliza mai mulți bani europeni. Bun, vă întreb acum, pentru că am participat la atât de multe întâlniri cu primari, unde a fost și dumneavoastră prezent, în toate aceste întâlniri, foarte mulți primari s-au plâns că banii europeni sunt greu de obținut. Adică te duci cu acel proiect, ți se reproșează că, domnule, n-ai ștampila pe pagina cu tare, te duci înapoi, mai stă acel proiect 6 luni în sertar, oamenii nu mai au răbdare, domnule primar, unde e apa, unde e drumul, ne-ați promis că ne faceți. Domnul, eu cred că e destul de greu să explici la om, domnule, ți-am promis, dar știți că cel de la satul mare mă ține. Eu vreau să încep cu a vă spune următorul lucru. Eu dacă știam că în ce situație vom ajunge în acest an, mă refer la nivel național, eu nu candidam în anul trecut pentru un nou mandat de primar. Sincer vă spun. Nu candidam pentru că proiectele pe care le avem noi în derulare sau o parte în execuție, o parte cu hotărâri de guvern, aprobate stau și așteaptă finanțare. Eu nu m-am angajat la acea primărie ca să, sau nu am candidat pentru a cincilea mandat la primăria Chești ca să stau, să mă uit pe geam, să văd cum trec trecătorii înspre școală sau dinspre școală. Eu m-am angajat încă la un mandat cu scopul de a-mi duce la bun sfârșit proiectele pe care le am aprobate, încă o dată repet, nu întocmite, aprobate. Sigur că eu pentru acele proiecte am cheltuit banii, pentru că nimeni nu-ți face proiectul fără să-l plătești și după aia încerci să rezolvi finanțarea lui. Dar nu se poate nici așa, vă spun sincer. Sunt total dezamăgit de ceea ce se întâmplă în politica românească. Spuneți dumneavoastră de fonduri. Fonduri europene. Un proiect, de exemplu, eu am un proiect pe 3.2.2D. Vă dau exemplu meu, nu dau alte exemple. Deja au trecut un an, aproape doi de când e aprobat, dar încă n-am reușit să depun proiectul tehnic la agenția SAPAR Satu Mare. Nu. Pentru că sunt alte proceduri, consultanță, dirigenție, SF și alte chestiuni care necesită o perioadă foarte lungă de timp de așteptare. Nu înțeleg și nu voi înțelege niciodată de ce la un proiect, de exemplu, care are ca valoare 1 milion de euro, și care se poate realiza în 3 luni de zile, cum i-am eu, de exemplu, 2 drumuri comunale câte 3 km fiecare, trebuie să aștepte 36 de luni ca să poată fi finalizat. Asta înseamnă 3 ani. 3 ani. 3 ani și dacă eventual ajungi pe ultima 100 de metri, cum au ajuns alți primari, care au avut proiecte pe fonduri europene, ți se aplică și penalizări de întârziere și trebuie să plătești niște bani din bugetul local pe care tu nu îi ai. Și mă gândesc că nu sunt sume un proiect din ăsta nu ar trebui să dureze mai mult de un an, maxim un an. L-ai implementat, ai derulat alt proiect. Sigur că problema dificilă pentru mine ca și primar este faptul că dacă eu am un proiect aprobat în derulare sau în anumite faze, nu am voie să depun un alt proiect pe oricare altă măsură. Adică, dacă nu l-ați terminat pe acest proiect, nu mai puteți accesa un alt proiect? Nu mai pot să accesez alt proiect și ne plângem și ne văietăm în interiorul nostru a României că nu accesăm fonduri și că banii europeni nu pot fi folosiți pentru scopuri de interes local în comunitățile noastre. Asta e un aspect. Referitor la proiectele cu finanțare națională, vreau să vă spun că mă chinui cu 5 proiecte de vreo 2 ani de zile. Sigur, perioada când am fost în opoziție, n-am avut ce să fac, pentru că știți procedeul aplicat de PDL și de UDMR pentru primarilor, care în anul trecut, mai ales până la schimbarea guvernului, au beneficiat de fonduri foarte, foarte importante pentru comunele lor, indiferent că au avut sau nu au avut proiecte, nu dau nume de comune, că să știu, dar au beneficiat de miliarde de lei, bani pe care au ținut în conturi și la sfârșit de an 2012 i-au introdus în fondul de rulment și sigur, bine mersi, au început și anul 2013 cu bani
făcând noi, eu, care am accesate proiecte și cu finanțare, cu hotărâre de guvern, vreau să zic, fără finanțare, în valoare de peste 300 de miliarde de lei vechi, nu pot să le duc la bun sfârșit. Sigur că deja mai spui la oricine îi spune, eu sincer vă spun, eu nu mă consider că-s la putere. Eu, pentru mine și pentru comuna mea, este mai rău acum, în 2013, decât a fost în 2012 și 2013. Care primar va veni și va spune că pentru el e mai bine acum, care este la putere, din USL, fie penelist, fie PSD-ist, ăla minte. Nu cred că va fi primar care să spună, domnule, pentru mine anul 2013 e o bucurie enormă. Am proiecte, am un proiect pe inundații, vă dați seama, eu când a fost acum vineri a fost săptămâna ploile alea, topiri de zăpezi și ploi, vineri a fost două săptămâni, eu n-am dormit toată noaptea, domnul Lungu. De ce? Pentru că am un proiect întocmit pe poldere, pe diguri și poldere, de 4 ani de zile, din 2008. Și se plimbă de la Ministerul Mediului, la Fondul de Mediu, de la Fondul de Mediu la Apele Române, de la Apele Române la Apele Someștisa, de la Apele Someștisa la Seghea Sălaj, de la Seghea Sălaj înapoi. Am primit acum de la domnul director general de la Apele Române o adresă prin care a transmis-o și Ministerului Mediului, prin care solicită ca în regim de urgență să acorde finanțare. Pentru a duce la final lucrarea. Pentru a duce la final lucrarea. Pentru că deja am proiectul aprobat, am lista cu Chieșdu, unde figurează Chieșdu, cu suma de, că sursa de finanțare nu e, nu mi-o dă nimeni. Și atunci exact așa cum n-am vrut face niciun demers până astăzi. Demersurile mele au fost cu zecile pentru acest proiect, pentru că eu știu ce înseamnă când vine în comuna Chiești, când e o rupere de nori, când sunt ploi torențiale, care nu trebuie să dureze mult, numai să fie cantitativ. Avem exemplu comunei Iagriș, unde 15 minute a plouat, a venit apa de pe versant și a ajuns la 1,5 metri. Așa e și la noi, așa e și la noi, exact ca și la Iagriș, pentru că cum e Bocșa, Sărmășagu, Bobota, se duce apa în jos spre Supur, dar la noi n-are unde să vină, că vine pe toate dealurile, le vine în centrul Chieștiului, unde e minundă grădiniță, care ați văzut-o cum arată, minundă școală, care a fost reabilitată de la la toată zi, apa pe fonduri de la Banca Mondială și alte obiective. Nu mai vorbesc de cel puțin 200 de locuințe care sunt supuse de fiecare dată acestui pericol. Și nimeni nu mă e în considerare. Sigur că dacă ai proiecte, dacă ai lucrări, ghidul solicitantului pe anumite lucrări, fie ele mai mult cu finanțare internă, îți cere obligatoriu să te angajezi cu o cofinanțare. Care poate reprezenta... Asta presupune bani, din câte bani, știu. Bani din bugetul local, care poate reprezenta 10%, poate reprezenta 50% sau poate reprezenta chiar 100%. Înțelegeți? Și atunci, sigur că ori obții, ori atragi, să zicem, 4 miliarde de lei de la Ministerul Dezvoltării pe ordonanța 7, să vă dau un exemplu, și mai pui și tu două, știu eu, ca să poți realiza obiectivul și ca să ai șansă ca proiectul tău să fie eligibil. Pentru că dacă nu e eligibil, ai rămas cu cheltuiala care ai făcut-o cu proiectarea și nimic mai mult. Și atunci îți vine hotărârea de guvern, faci licitație, organizezi licitație pe SEAP, așa începi lucrările, te trezești la un moment dat că nu mai ai bani ca să poți finaliza lucrarea. Dacă apelezi la Consiliul Județean, Consiliul Județean spune nu avem bani, nu vă putem ajuta. Și ar vrea să spun aici, chiar dacă se supără cineva, fie deputat, fie senator, fie președinte Consiliului Județean sau vicepreședinți, eu cred că un organ ales, un cetățean român ales într-o funcție de către cetățeni, are obligația, măcar ca din când în când, să mai calce prin locurile unde au fost votat și să mai întrebe de primarul Cătană sau de alți primari, domnule, voi ce faceți aici? Uite, am ajuns deputat, am ajuns senator. Tu ce faci? Ce proiecte ai? Care sunt prioritățile tale? Cu ce te-aș putea ajuta? Cu ce te-am putea ajuta? Nici de la mine ca partid, dar nici de la alte partide
care au candidat în colegiile noastre. Sigur că și la noi, unii au avut voturi mai multe, alții mai puține. Dar le-au avut. Le-au avut. Dar cred și sunt sigur că au obligația să vină în comunități, primesc bani din la bugetul sărac a statului român pentru a fi prezenți în anumite localități sau în toate localitățile, nu odată, să ne întrebe și pe noi dacă avem ceva probleme și cu care ne-ar putea ajuta. O să vă rog să nu vă uitați ideea, domnule primar. Luăm o scurtă pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, după care revenim în câteva minute. Florăria Cochet vă invită la frumos, parfum și culoare prin aranjamentele florale pe care vi le pune la dispoziție. Decorațiuni și aranjamente florale pentru nunți, botezuri, evenimente speciale din viața dumneavoastră. Și coroane pentru clipele triste din viața dumneavoastră, într-o manieră profesională cu o atenție specială pentru calitate, detaliu și prospețime. Pentru comenzi, nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon 0742 140 861. Ne găsiți zilnic între orele 8:20 și duminica între orele 9:17 în stația Perla. Florăria Cochet. Frumusețe, parfum și culoare. Atenție, sălăjeni! Firma SC Termo Art SRL s-a mutat într-un sediu nou și modern, unde vă așteptăm cu aceeași calitate și seriozitate cu care v-am obișnuit. Vă oferim cea mai puternică combinație, profil, feronerie, sticlă și armătură. Feronerie germană roto cu microventilație pentru evitarea igrasiei, sticlă low E cu control solar pentru confort atât iarna cât și vara, profile Viva și Veca cu 4, 5 sau 6 camere, uși exterioare și interioare, uși de garaj, jaluzele, rulouri, table școlare. Dacă vrei calitate cu adevărat, vino acum și te așteptăm cu prețuri promoționale și reduceri între 10 și 25%. Nou, facem orice tip de asigurări la cele mai mici prețuri din oraș. Ne găsiți în Zalău, în zidul chinezesc vis-a-vis de stația de autobuz de la Spitalul Județean și la telefoanele 0741-25-9373 sau 0741-25-9907. Termoart, arta termopanelor. Agenția de turism Avias Transilvania Eurolines. Aici găsiți bilete de avion la tarife avantajoase în România și oriunde în lume. Bilete autocar Eurolines, oferte speciale pentru vacanțe, litoral România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Spania, Croația și multe alte destinații. Munte, Balneo România, programe sociale de odihnă și tratament în stațiunile balneare. Tarife de la 330 de lei per persoană pentru sejur de 7 nopți. Circuite oriunde în Europa, croaziere la tarife promoționale. Adresa noastră: Zalău, strada Crișan, numărul 4, bloc T159, scara F. Telefon 0260-615-315, 0731-378-339, mes aviastransilvaniaturism@yahoo.com, www.aviastransilvania.ro și e-mail office@aviastransilvania.ro. Superclean vă oferă servicii profesionale de curățare costume, rochii simple sau de ocazie, paltoane, uniforme școlare, haine de piele și blană, rochii de mireasă, spălat și călcat lenjerie. Folosește timpul pentru activități plăcute pentru tine și familie. De spălatul și curățatul hainelor, lenjeriei, perdelelor ne ocupăm noi. Satisfacția noastră este îndeplinirea exigențelor dumneavoastră. Superclean vă oferă toată gama de servicii profesionale de curățenie cu cel mai mic timp de așteptare din sălaj, doar 4 ore de la predarea hainelor. Încercați serviciile Superclean și cu siguranță deveniți clientul nostru. Ne găsiți în Zalău, pe strada Capitan Maxim de Constantin, lângă Biblioteca Județeană, de luni până vineri, între orele 8:20 și sâmbătă, între orele 8:14, sau la telefon 0744-607-536. Pentru noi, fiecare client este important. Superclean, imaginea ta fără pete!
SCA Picomardial SRL vă oferă o porție de sănătate din stupină. Îți dorești un ten tânăr și fără imperfecțiuni? Tratamentele cosmetice realizate cu ajutorul produselor stupului reprezintă o metodă naturală de înfrumusețare și îngrijire. Zum, zum, albinița mea, prin câmpii și prin răzoare, alergăm din floare în floare. Zum, 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 albinița mea. La noi găsiți balsamuri, apă de gură cu propolis, creme din produse apicole, săpunuri, șampon, toate la un click distanță pe www.naturalapicosmetic.ro. Zum, albinița mea. Lumânări decorative din ceară naturală pentru nunți, ocazii speciale, botezuri, zile onomastice sau pentru a petrece o seară romantică alături de persoana iubită. Unelte și utilaje apicole. Vă așteptăm la magazinul apicol din Bilghez de duminică până joi, între orele 9 și 19. Zum, 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 albinița mea. Ne găsiți și pe paginile web www.apicomardialmagazin.ro, www.luminatural.ro, www.mierenaturale.ro sau pe mail apicomardial2012@gmail.com. Informații la telefon 0753 293 997. Intră în lumea dulce a sănătății și frumuseții. Albinița mea. Am revenit, doamnelor și domnilor, după o scurtă pauză de publicitate. Vă reamintesc că în această seară suntem la o nouă ediție a emisiunii Necenzurat. Invitatul nostru este primarul Comunei Chiești, domnul Ioan Cătană. Discutam cu domnia sa ceva mai devreme despre problemele întâmpinate în administrația locală, evident din cauza lipsei de fonduri, alocărilor și așa mai departe. Domnule primar, sunteți un caz fericit în comuna dumneavoastră, pentru că povesteam în pauză să le spunem telespectatorilor noștri despre faptul că aveți o școală foarte frumoasă acolo și ceea ce e mai important decât o clădire, pentru că poate fi și o clădire goală, degeaba e frumoasă și pustie, aveți foarte mulți tineri. De obicei în sate exact invers. Nu prea sunt tineri. Am văzut, spre exemplu, în unele comune din Sălaj că s-au construit săl de sport, dar nu prea știu cine intră în acele săl de sport, că n-au elevi. În Chiești, în schimb, am văzut că sunt elevi și nu tocmai puțin tineri. Asta înseamnă că e bine, mai aveți familii care sunt în Chiești, care construiesc, care au copii, care rămân acolo. Sigur că avem o școală frumoasă, dar tot printr-un proiect cu finanțare de la Banca Mondială l-am obținut, pentru că, cum vă spuneam înainte, în pauză, noi nu avem resurse proprii ca să putem să ne dezvoltăm decât prin proiecte. Dacă ar fi să vorbim de proiecte, cred că la nivel de județ, mă refer la primarii din mediul rural, aș fi cam pe podium dacă aș aduna toate proiectele pe care le-am implementat de când sunt primar. Sigur că eu am început cu primul proiect și am ajuns în situația în care sunt acum cu proiectele. Avem copii, mă bucură faptul că avem copii, am foarte mare grijă de copii din comuna noastră, vreau să vă spun acest lucru, mă ocupă școala, mă ocupă condițiile de învățământ, mă ocupă condițiile de încălzire pe perioada de iarnă a copiilor, atât la școli cât și la grădiniță. Eu sunt cel care mă ocup de aprovizionare cu lemne personal, eu sunt cel care mă ocup de a pregăti aceste lemne pentru foc, împreună cu beneficiarii legii 416, pentru că personalul din școli auxiliar este foarte puțin. Avem în acest domeniu o sală de sport, avem în pregătire sau în lucru o bază sportivă modernă, care cu siguranță că va fi una dintre cele mai moderne baze sportive din județul Sălaj, tocmai pentru faptul că avem foarte, foarte mulți copii în comună. Sigur că natalitatea este în creștere, pentru că avem foarte mulți tineri care lucrează în străinătate și care mai nou își construiesc case frumoase noi în comuna noastră. Ținând cont de faptul că avem proiecte pe infrastructură, cum vă spuneam, avem proiecte pe apă și canalizare, extinderea apă și canalizare, și că ei cred, și așa va fi, că vor avea condițiile pe care le are unul de la oraș sau din apropierea orașului, să zic așa, Zalău.
Problema schimb este că faptul că, cum am spus și înainte, foarte, foarte mult durează implementarea acestor proiecte. Poate că vor veni, nu știu, și vremuri mai bune, deși să știți că e destul de mult pesimism în momentul de față, atât în plan politic și economic. Eu nu am nicio speranță că vor veni vremuri mai bune, atâta timp cât nimeni din conducerea județului sau mai sus nu se gândesc la faptul că acolo unde primarii au accesat proiecte, au cheltuit și o sumă de bani pentru întocmirea acestor proiecte, au hotărâri de guvern, trebuie să le implementeze, trebuie să le finalizeze. Bun, dar poate vor veni și vor zice, domnule, dar n-avem nici noi bani. De unde să vă dăm dacă n-avem? Mă gândesc că vor spune chestiunea dacă asta. Dacă nu sunt bani, atunci să nu se aprobe proiectele, pentru că nu le-am aprobat eu. Eu n-am adoptat hotărâri de guvern prin care să aprob proiectul cu baza sportivă la Chiești. Eu n-am aprobat hotărâri de guvern prin care să aprob pentru Chiești de realizarea două poldere. Eu n-am aprobat proiectul pentru Chiești pentru apă și canalizare sau extinderea apă și canalizare. Guvernul le-a aprobat sau guvernele anterioare le-a aprobat, dacă le-a aprobat trebuie să le și finalizeze. Nu spun toate, pentru că e foarte greu, dar decât să dai bani acolo unde nu există o preocupare din partea primarului, fie el de la orice partid ar fi, să facă proiecte, să dezvolte comuna și vii cu hotărârea de guvern și bași banii sub nas pe care îi pune în fundul de rumea și ține acolo ca și baba la ciorap, mai bine aloși fonduri acolo unde există proiecte, unde există priorități și unde, într-adevăr, se poate dezvolta o comunitate. Pentru că, încă o dată vă spun și mă repet, nu am intrat în acea primărie ca să dorm, nici să stau, pentru că nu mi-am făcut decât două concedii în 16 ani. Și acum am o invitație în Statele Unite ale Americii, nu-mi permit să dau 1.000 de euro cazare și 1.000 de euro transportul dus întors, pentru că cu banii aia îmi plătesc energia electrică, iluminatul public, pe o perioadă de două luni și ceva. Și așa că nu, eu n-am ce învăța mai multe experiențe de la americani decât cunosc eu, pentru că după 45 de ani de zile de administrație, cred că îs capabil să cunosc administrația, să știu ce am de făcut. Nu cheltuiesc banii publici pe distracții, pentru că am fost și eu la câteva, nu afară, în interiorul țării, și rezultatul a fost zero. Zero. Nici nu prea ați organizat în comună baluri, zile? Nu am ce organiza pentru că eu mă uit la bani acolo unde, și îi pun acolo unde, atâția cât sunt, îi pun acolo unde trebuie. Pentru că altfel v-am spus și vă spun, nu, eu dacă aș reuși ca în acest mandat să realizez cele 5 proiecte pe care le am aprobate cu hotărâri de guvern, eu vă spun că Chieștiul, declar scris în fața oricui, că Chieștiul va fi una, dacă nu cea mai frumoasă comună din județul Sălaș. Pentru că am proiect pe apă și canalizare, am pe extindere apă și canalizare, am pe modernizare străzi, ulițe, am pe asfaltare pe fonduri europene două drumuri comunale, am utilități, am cămine noi, am baze sportive noi, am școli noi, să zic așa, grădinițe noi, am tot ce trebuie. Nu mi-ar mai trebui nimic decât că preocuparea mea să fie în privința atragerii investitorilor străini. Investitorilor de la noi, pentru că avem și noi oameni care vreau să facă ceva dacă îi ajuți în țara asta și să creăm locuri de muncă. Garantat că comuna Chiești va prospera 100% și n-ar fi un efort financiar mare pentru a se putea realiza aceste obiective. Ar fi vorba de vreo, să zic așa, 3 milioane de dolari. Așa cum guvernul Boc în 2012 a alocat pentru un proiect pe mediu ca să numere păsările domnul Ghiță de la RTV, 15 milioane de euro, cred că n-ar fi mult nici pentru Chiești ca să pot accesa cele 3 proiecte, vreo 3 milioane de euro. Dacă s-ar dori, eu vă spun, parcă există o contraapreciere, să mă exprim așa, asupra faptului că acolo unde se dorește să nu se ajute. Deci acolo unde primarul vrea să facă ceva, și sunt primari, să știți, sunt primari, am văzut și la emisiunea dumneavoastră, dar sunt primari foarte, foarte buni în Sălaș, care într-adevăr vreau să dezvolte comunile lor și vreau să meargă din acele instituții publice cu capul sus și să arate tuturor că se poate. Și eu am făcut acest lucru, nici eu când am intrat primar prima dată, n-am avut nimic în comună, nimic, începând de la infrastructură
mă refer la drumuri și așa mai departe, iluminat public, școli, grădinițe, nu exista deloc. Le-am făcut cu eforturi. V-am spus, nu m-am dus nici măcar în concedii la care avem dreptul conform codului muncii, tocmai pentru a fi prezent, pentru că a fost aproape în fiecare an au fost în lucru un proiect sau două proiecte. Ar mai fi cinci care mă voi străbi atunci, să le finalizez și atunci pot să spun că mi-am încheiat tot ceea ce am avut planificat ca să realizez în aceste cinci mandate. După aceea vă gândiți să vă retrageți din administrație? După aia mă și retrag din administrație pentru că cred că mi-a ajuns. Peste 50 Câți ani, domnule primar de administrație? Am 40 și ceva, dacă adun ceea ce am avut înainte, pentru că și la un CAP, să știți că a fost mai pretențioasă administrație ca și cum e acum, pentru că am avut obiectul muncii. Bun, ați prins și vremuri bune. Acum am 5 proiecte în dulap pe care le țin acolo și grijesc de ele ca să nu le fure cineva, că nu vin banii. Nu vi le fură nimeni, vă spun eu. Atunci avem 30.000 de capete de berbecuț, avem vreo 7.000 de oi. Bun, nu trebuie să regretăm acele vremuri. Nu le regret. Dar e bine, erau alte... Deci aici nu e vorba de regret, domnul Lungu, nu e vorba de a regreta trecutul. Faceți o comparație. Dar trebuie să facem o comparație între trecut și ceea ce există acum. Pentru că eu cred că acum, având și posibilitatea asta de atragerea fondurilor europene, structurale, avem posibilitatea să ne dezvoltăm într-un ritm mai rapid și, într-adevăr, să devenim și noi ceea ce bine, ne dorim. Bine, marea problemă este, și asta o spun și analiștii politici și economici, că noi plecăm prea mult capul în fața acestei Uniuni Europene. Adică ceea ce ne îndrumă ei, de multe ori e pentru noi lege. Nu ar fi bine să faceți asta în condițiile în care multe țări deja bine dezvoltate din spațiul european, aceste reguli nici măcar nu sunt respectate la cel mai mic grad. Da, pentru că noi n-avem curajul să spunem adevărul despre noi. Nu-l avem. Să fim mai bățoși. Noi credem că dacă, sigur că discutam mai înainte în pauză de industria sălajului, industria sălăjană care mai este. Dacă s-ar închide, ar fi vai de noi. Vai de noi ar fi. Să ne ferească Dumnezeu. Ei, atâta timp cât în țară, la nivel național, nu se prea lucrează. Nu prea există industrie. Am văzut la televizor că și la Colibaș, acolo, la Argeș, cu produse autoturisme, sunt probleme cu contractul colectiv de muncă, la, știu eu, la Câmpia Turzii, la... Mece, la Ochim, la... Astea sunt câteva locuri, câteva locuri unde încă se mai lucrează. Dacă se închid și astea, să știți că o să fie mari probleme. Nu poți să fii bogat dacă nu muncești. Să sperăm că nu vom ajunge aici, domnule primar. Cu gura nu putem să fim prosperi sau bogați. Trebuie să punem mâna, trebuie să gândim și trebuie să acționăm în direcția în care trebuie. Pentru că o facem pentru noi, domnul Lungu, nu facem pentru nimeni. O facem pentru noi, pentru poporul nostru, pentru noi care trăim astăzi, pentru viitorul țării noastre, pentru copiii noștri, nepoții noștri. Dacă noi lăsăm în urma noastră o activitate performantă atâta timp cât am condus noi țara, și ei vor proceda la fel. Dacă în urma noastră rămâne ruină, ruina va fi și în viitor. Eu vă spun sincer. Apropo de muncă, domnule primar, am asistat anul trecut la o reuniune a Asociației Comunelor din România, filiala Sălaj, evident, o reuniune în care fostul prefect de Sălaj, Filona Șchiș, le-a tras atenția primarilor. Vorbim de fostul prefect, pentru că acum a fost numit un alt prefect al județului Sălaj în persoana domnului dr. Ionel Ciunt. Le atrăgea fostul prefect atenția primarilor că, din păcate, în Sălaj sunt foarte multe persoane beneficiare ale legii 416 privind acordarea venitului minim garantat, care persoane care se cam trag în spate de la muncă. Adică, dom'le, vă dăm niște bani, dar în momentul în care primarii cheamă la muncă, dom'le, eu am scutire medicală, mă doare piciorul, mă doare... Deci, dom'le, mai lăsați-mă cu scutirile astea medicale, hai să-i punem pe acești oameni la muncă, pentru că uitați cum arată șanțurile, uitați cum arată trecerile la nivel de cale ferată. Cum sunteți la noastră? Refuză aceste persoane să muncească? Vin la muncă? Știu că ați cam pus bățul pe acolo la un moment dat. Eu vreau să vă spun că, referitor la beneficiarii legii 416, la noi în comune există ordine. Nu știu ce se întâmplă în alte comune, nu mă nici interesează, pentru că și acolo sunt primari, sunt viceprimari. Adevărat. Sunt administrator public și așa mai departe. Eu nu am, dar nici n-am nevoie de el, pentru că administrez eu comuna și viceprimarul, nu mai plătesc un om în plus. Dar vreau să vă spun că la noi, toți beneficiarii legii 416, atunci când sunt convocați la muncă, ies la muncă.
lucrările de primăvară, lucrările de toamnă, iarnă și așa mai departe, sunt făcute de către ei. Luăm comuna de la A la Z și controlăm, verificăm toate cuibușoarele, toate locurile unde mai știm unde se poate că... unde se mai pot arunca, știu eu, pieturi și așa mai departe, le încărcăm în sat și când vine AVE, le punem la ei în mașină și le transportă la Crișeni. Nu am probleme în acest sens. Eu mă ocup de ei, sincer vă spun. Eu personal mă ocup de ei, dar nu am probleme ca careva să nu vină la lucru atunci când îl chem. Și lucrăm cu ei, să știți. Dacă n-ar fi, ar fi mari. Dacă n-ar fi ei, nu că am muri, că n-am avea ce, cu cine să lucrăm chiar, dar ar fi cu mult mai rău, vă spun eu. Îs cam mulți și la noi, într-adevăr, dar ce să facă? Pentru că dacă nu le creează alternativă Agenția Județeană de Ocupare și Formare a Forței de Muncă și nu le spune, măi, fraților, din voi ați putea merge 5 acolo, 3 acolo, am văzut și acum locurile vacante, păi sunt desemnificative la 100 și ceva de persoane. De una, știți cum e, în mediul privat, domnule primar, e cam greu în perioada asta să știu companii mari care, din păcate, se confruntă cu probleme reale. Dar e greu oriunde. Oriunde e greu. Adevărat. Oriunde e greu. Și mediul privat și la stat și oriunde e greu. Și va fi și mai greu. Avem exemplul Ciprului. Domnule primar, paradis fiscal a ajuns iad fiscal. Vedeți ce zâmbă? Țin băncile închise, stau oamenii cu bani în conturi și banca și-a închis ușa să nu mergeți să vă scoateți banii din cont. Eu, ca și primar, nu pot să fiu optimist în viitor, vă spun sincer. O să târăsc așa cât e un proiect din ăsta până când o să-l finalizez. Cum o să-l pot eu, dar n-o să las să-l umple praful un sertar, vă asigur de treaba asta, dar lucrurile se vor înrăutăți. Eu vă spun sincer și o să vedem dumneavoastră că e în perfectă dreptate. Nu văd nicio îmbunătățire. Domnule, noi discutăm acum, dar discutăm despre niște programe, despre niște lucruri care se întâmplă într-o comună, dar ăia care au obligația și care s-au angajat politic, că vor schimba, că vor face, că vor drege, că se vor... Și pe cine auziți dumneavoastră la un post de televiziune, dacă urmăriți și urmăriți 100%, că spune, domnule, s-o mai realizat aia, hai că acum iarnă, s-o mai făcut, știu eu, 15 km de autostradă, s-o mai modernizat drumul național, nu știu care. Nu s-aude nimic, cât ceartă, discuții, scandaluri, ăla cu ăla, pe cine numim acolo, pe cine punem acolo, poți să numești pe cine dorești și oriunde dorești, că dacă nu se muncește, nu ai prosperitate națională. Nu sunt bani. Domnule primar, am o curiozitate. Spuneați ceva mai devreme că după acest mandat vă gândiți foarte serios să renunțați la administrație. Bun, dacă ar fi în acest moment să dați un sfat unui tânăr care tocmai a fost ales primar, să presupunem că ieri au fost alegeri locale și că, nu știu, într-o comună oarecare din Sălaj, un tânăr de 25 de ani a fost ales primar. Care ar fi sfatul pe care le-ați da acestui tânăr? Având în vedere că ați prins vremuri bune și vremuri, acum, din păcate, mai puțin bune. Că trecem deci prin dacă toate. Ar fi alegerile locale, la nivel de județ și în Chiejde, ar fi un alt primar, tânăr. Tânăr, 25 de ani, 26 de ani, nu știu cât e... Pe care o să-l pregătesc eu în mandatul ăsta. Vă spun și lucrul ăsta. Și ăla va fi primar în Chiejde din 2016 încolo. Îi voi fi alături. Nu am pretenție la nimic, dar dacă o să am sănătate și putere să-i fiu alături un an, doi, trei, patru, dacă va fi cazul în mandat, până când se pune el pe roate, dar nu o să îl las să nu continue ceea ce am făcut eu, măcar să întrețină și să arate că, într-adevăr, în perioada mandatelor fostului primar, în comuna lui, pe care o controlează, o reprezintă, nu o controlează și o administrează, există niște obiective foarte frumoase și obiectivele trebuie îndeplinite. Și așa va fi în Chiejde. Vă spun, pregătesc, nu m-am gândit la persoană, dar pregătesc un băiat tânăr, maxim 25 de ani să aibă, să aibă și o pregătire administrativă în domeniu și să-l determin cetățenii să-l aleagă ca și primar și să-i fie alături. Nu am nevoie să primez nimic, nu trebuie nici funcție de administrator public, nu trebuie nicio funcție absolut. Eu sunt pensionar, am o pensie nu mare, dar nici mică și mă descurc cu soția mea, cu pensia pe care o am și cu pensia ei și pot să ajut, indiferent cine ar fi. Dar ăla va fi încă o dată, repet și cu asta închei, pe care eu o să-l pregătesc în acest mandat. Cu aceasta încheiem, domnule primar, emisiunea din această seară.
Nu înainte de a vă spune că ne vom mai întâlni probabil și cu altă ocazie în perioada imediat următoare, să sperăm că la următoarea noastră întâlnire vom discuta puțin mai optimiști. Poate că, nu știu, lucrurile se vor schimba. Știți că întotdeauna, dar întotdeauna, după ploaie vine soarele. Marea problemă este cât durează ploaia. Poate durează o zi, o săptămână, o lună sau un an. Bun, să sperăm că ploaia va dura cât mai puțin, domnule primar. Mulțumesc tare mult, doamnelor și domnilor, punem punct această emisiune în această seară. Rămâneți alături de Sălăjeanul TV. La mijlocul acestei săptămâni, miercuri seara, ne vom întâlni din nou, de această dată cu un alt invitat. Vom discuta despre ce se mai întâmplă în județul Sălaj, despre probleme, despre proiecte concrete, nu doar despre vorbe goale. O seară liniștită tuturor, la revedere! La revedere.